Bună seara din nou la emisiunea Teologie în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și în seara aceasta mă bucur să fiu din nou în casele dumneavoastră pe această cale. În zilele acestea, în România, dar nu doar, s-a sărbătorit Ziua Internațională a Lecturii. De aceea vă propun în seara aceasta o temă despre un text. Text care pentru un creștin este fundamental, și anume textul biblic. Această Biblie constituie sursa de învățătură sau ar trebui să constituie sursa de învățătură pentru fiecare creștin. Traducerea Dumitru Cornilescu a sărbătorit anul trecut 100 de ani. În seara aceasta aș dori să vorbim despre acest text, despre textul traducerii Dumitru Cornilescu, și tema emisiunii este revizuirea traducerii Cornilescu între inerție și inovare. Și invitat în studio este domnul Dragoș Ștefănică, lector la Institutul Teologic Pentecostal. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Motivul pentru care v-am invitat în această emisiune este că activați în diferite proiecte de traducere a Bibliei. Se poate vorbi despre revizuirea traducerii sau acest concept de revizuire ar fi nepotrivit cu sacralitatea textului biblic, să zic așa? Da, e o întrebare bună. Putem vorbi despre o revizuire a traducerii pentru că am făcut așa ceva și a ieșit. În urmare, e o realitate. Pentru telespectatori ar trebui să spunem clar că proiectul despre care vom vorbi cu siguranță în această seară nu presupune o retraducere de la zero a textului original, ci mai degrabă o revizuire, dar una făcută din temelii, asupra traducerii Dumitru Cornilescu, versiunii Dumitru Cornilescu 1924. Și după cum vom vedea, deși există anumite piedici, poate, sau anumite păreri conform cărora un astfel de demers desacralizează textul cu care suntem obișnuiți, nu-i așa, de moși strămoși deja de 100 de ani, în realitate nu este un astfel de caz, pentru că dorința noastră ca revizor, ca și dorința lui Dumitru Cornilescu, a fost mereu aceea de a aduce înaintea oamenilor un cuvânt al lui Dumnezeu proaspăt, într-o limbă modernă, actualizată, pentru omul contemporan. De ce ar fi nevoie de revizuirea textului Dumitru Cornilescu, traducerea Dumitru Cornilescu din 1921, de ce oare ar fi nevoie, sau chiar și din 1924, pentru că însuși Cornilescu a făcut o revizuire. Exact. Păi, după cum spuneați și dumneavoastră în deschiderea emisiunii, se împlinesc 100 de ani de Biblie Cornilescu. E adevărat că s-au împlinit 100 de ani de la ediția din 21, pe care noi nu o folosim, nici n-am folosit-o, practic, noi evanghelicii, pentru că noi folosim ediția din 24, dar textul este cea mai mare parte același. Într-o 100 de ani se întâmplă multe lucruri și limba se schimbă. Da? Spunea un lingvist român, Eugeniu Coșeriu, dacă nu mă înșel, că limba este un organism viu, este ca un animal viu care se transformă. În urmare, avem situații care necesită, pe de o parte, aducerea la zi a unor concepte, a unor termeni, a unor cuvinte, iar pe de altă parte este necesară pentru că ne-am dorit o aliniere mai bună a traducerii la originalele grecesc și respectiv ebraic. În urmare, un astfel de demers nu se putea face doar intervenind punctual asupra unor situații din traducerea Cornilescu, mă scuzați, ci era nevoie într-adevăr de o revizuire sau de o intervenție majoră, una care să compare textul românesc cornilescian cu ceea ce avem în textele originale și să păstreze tot ceea ce se putea păstra din Cornilescu. Și vreau să vă spun că s-a păstrat foarte mult. Dorința a fost să facem o revizuire a lui Cornilescu și nici de cum o retraducere. Da? Și atunci am inserat doar acele modificări care erau cu adevărat esențiale. Ați făcut până acum o diferență între trei concepte importante, și anume conceptul de traducere, revizuire și retraducere. Înțeleg că ele sunt clar diferite și ceea ce ați făcut în proiectele în care ați fost implicat asupra textului traducerii Dumitru Cornilescu a fost mai mult o revizuire decât o retraducere.
Exact, o revizuire, numai că, așa cum sublineam mai devreme, nu este o simplă revizuire, de exemplu, ortografic. Poate că mulți dintre, sau poate toți ascultătorii noștri, vor fi observat că pe Bibliile, ediția Cornelescu, pe care le folosesc, apare de cele mai multe ori revizuită ortografic însă, da? Și am întâlnit mulți credincioși care au zis, păi ce să revizuiți, că s-a revizuit deja, eu am ediția revizuită. Revizuirea ortografică se referă la cele îndreptări ale formei cuvintelor, a grafiei cuvintelor, asta înseamnă ortografie, însă acele revizuiri ale Bibliei n-au mers în profunzime, nu s-au comparat sau n-au plecat de la textul original. În urmare, într-adevăr, există o diferență între revizuire ortografică, simplă, de suprafață, sau și lexicală pe locuri, o revizuire profundă, ca cea pe care am propus-o noi prin proiectul EDCR, și o retraducere sau o traducere de la zero, ar fi cam unul și același lucru, care presupune ca, făcând abstracție de orice este pe piața, să zic, traducerilor românești, să-ți propui să faci o traducere de la zero. Cred că ultimul proiect de acest fel este cel înfăptuit de profesorul John Tipei, fost rector al Institutului Teologic Pentecostal, care a publicat recent un nou testament, nu l-am la mine, dar este un nou testament, ediție de studiu cu 5.000 și ceva de note, dar e o traducere de la zero, care nu este în niciun fel încorsetată de felul în care a tradus Cornelescu înaintea lui. Deci, revizuirea presupune o revizuire ortografică, dar mai mult, înțeleg, din ceea ce ați făcut, a fost și o revizuire a conceptelor și nu știu dacă conceptelor, dar a semnificației termenilor cu găsirea corespondentului în terminologia contemporană, în limbajul contemporan. Sigur că da. De fapt, îndreptările ortografice, majoritatea au fost deja întreprinse de către alte ediții ale Bibliei Dumitru Cornelescu pe care le avem astăzi la dispoziție, însă noi am intervenit și lexical, adică la nivelul cuvintelor, și la nivel sintactic, adică la nivelul așezării cuvintelor în propoziție, ori de câte ori a fost nevoie. Vă dau un exemplu. În începutul Evangheliei după Ioan, se spune că aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Această formulare este foarte neclară și se poate aranja sau se poate clarifica cu o simplă schimbare la nivelul sintaxei, adică la nivelul ordinii cuvintelor în propoziții. Nu știi din această exprimare din Cornelescu vechi dacă este orice om care vine în lume, orice om el venind în lume, sau este lumina care venind în lume luminează pe orice om. Aici am făcut modificarea care să reflecte originalul și care să fie mai clară, da? Schimbarea care să fie mai clară pentru cititor și acum sună, este lumina care venind în lume luminează pe orice om. Deci au fost modificări la orice nivel și vă spuneam că întotdeauna am plecat de la textul original și am văzut în ce măsură textul cornelescian corespunde bine originalului, unde a fost nevoie, am făcut intervenții, dar probabil vom discuta mai târziu despre principiile de revizuire, pentru că nu s-a intervenit haotic. Altminte ar fi ieșit așa un produs foarte pestriț la nivelul stilului, însă întotdeauna am încercat să păstrăm stilul cornelescian, să rămânem în aceeași termen. Deci acestea sunt modificările care s-au făcut asupra textului traducerii Cornelescu, revizuire ortografică, sintactică, dacă am înțeles bine, și aceste revizuiri au fost prinse în anumite proiecte cu anumită coerență și nu a fost doar așa sporadic făcute. Ce ne puteți spune despre proiectele care au fost realizate până în prezent și poate ce proiecte aveți în plan pentru viitor de revizuire a traducerii Dumitru Cornelescu? Noi sperăm că această revizuire pe care o producem, iată, la care lucrăm din 2015 deja și care se anunță că ne va mai lua vreo 3-4 ani de acum, 2-3 ani, în mod optimist, sperăm că o astfel de revizuire să se impună oarecum de la sine și o bună bucată de timp să nu mai fie nevoie de o altă revizuire. Este o muncă foarte, foarte mingăloasă, într-adevăr, dar până acum, după 1990, diferite entități au tipărit Biblia Cornelescu, operând asupra ei diferite operând modificări, da? De obicei de ordin ortografic, și acestea erau bune, avem forme învechite, cum ar fi trimes,
Forma actuală este trimis, vecinic, este veșnic și așa mai departe. Deci cele mai multe îndreptări ortografice au fost binevenite, însă s-a intervenit și la nivel lexical, anumite cuvinte au fost modificate. Am făcut în urmă cu vreo 3 ani de zile un studiu asupra modificărilor propuse de aceste revizuiri, așa zis, ortografice, dar care sunt și lexicale pe alocuri, adică s-au înlocuit și cuvinte, nu doar forma cuvintelor a fost îndreptată, și mi-am dat seama că pe lângă toate aceste aspecte bune, da, binevenite, sunt și aspecte negative, care încep în primul rând cu faptul că fiecare a lucrat oarecum individual, neținând cont de o tradiție, să zic, a textului cornelescian, în acest fel producându-se texte, ediții ale Bibliei Cornelescu cu diferențe destul de serioase. Acum nu sunt în măsură să pună sub semnul întrebării vreo doctrină sau ceva, dar sunt schimbări care sunt vizibile celui care cercetează în aprofunzime. De aceea, până acum, aș zice că revizuirile care s-au făcut au fost revizuiri de suprafață, adică strict ortografie, un pic lucrat poate la zona acordurilor gramaticale, deși sunt multe ratate, din păcate, da? La nivel lexical, al cuvintelor folosite, s-au făcut modificări care uneori însă nu sunt prea fericite pentru că nu prea se potrivesc termenii propuși cu stilul cornelescian mai larg, cu acea marcă stilistică. Și, bineînțeles, s-au făcut și modificări care sunt de-a dreptul eronate. Probabil că vom da niște exemple în cele ce urmează. În urmare, noi ne-am propus să facem o revizuire, cum spuneam, din temelii, plecând de la textele originale, o revizuire făcută de o echipă de profesioniști, de specialiști în limba ebraică și limba greacă, apoi textul a trecut pe la un revizor literar care de asemenea a urmărit cum sună textul pur și simplu în limba română și tot acest proces este unul mai complicat sau mai complex, probabil că o să îl detaliem, n-aș vrea să anticipez acum foarte mult, dar cum spuneam, au fost destul de multe revizuiri. Aș aminti câteva: Biblia Internațională de Studiu Inductiv în 92, Biblia de Studiu pentru Viață de Plină în 2000, Biblia ediția Thomson în 2002. Aceasta a propus și o dublare clitică pe care însă n-a realizat-o, din păcate, în mod uniform. Ediția SBR și apoi ediția SBIR din 2014. Acestea ar fi ediții cu intervenții minimale asupra textului biblic, pe când EDCR-ul despre care vorbim este o ediție ce propune modificări semnificative. Deci proiectul acesta EDCR se realizează de către Societatea Biblică Interconfesională, dacă am înțeles bine, și vizează revizuirea textului Sfintelor Scripturi, traducerii Dumitru Cornilescu, și se numește EDCR. Ce înseamnă EDCR și cum se realizează așa? Care sunt mecanismele de revizuire? Pentru că ați numit, ați vorbit, este o comisie de specialiști, revizor literar. Cum se realizează? Deci, ce înseamnă proiectul acesta și cum se realizează? Da, cred că este nevoie să vorbim puțin de geneza proiectului, despre felul în care s-a format echipa și care sunt pașii. Mi se pare că am vorbit puțin haotic, am anticipat multe lucruri fără să le expunem numai decât într-o măsură coerentă. În 2014, când se împlineau 90 de ani de la ediția Dumitru Cornelescu 1924, a existat atunci o manifestare din aceasta științifică, s-a vorbit despre ce înseamnă traducerea Cornelescu pentru mediul evanghelic românesc și atunci s-a lansat pentru prima dată ideea de a face o revizuire din temelii a traducerii Cornelescu. Imediat s-a constituit un astfel de grup, de o echipă de lucru cu oameni, cu specialiști din toate cultele evanghelice sau cel puțin din toate cultele ce folosesc ediția Dumitru Cornelescu. Avem așadar specialiști din mediul baptist, pentecostal, creștin după Evanghelie și adventist. Fiecare carte a Bibliei a fost alocată unei echipe formate din doi revizori specialiști pe ebraică, respectiv pe greacă. Aceștia au parcurs în mod succesiv cartea, au avut discuții între ei, tot felul de întâlniri, de discuții asupra textului, așa cum spune dictonul italian, tradutore, traditore, traducătorii trădători, în același timp că sunt nenumărate situații în care trebuie să iei niște decizii. Aici fac o paranteză, Cornelescu, din păcate, nu prea a avut cu cine să se consulte. Astăzi au ieșit la suprafață informații conform cărora se pare principesa Calimache a avut un rol mai mult decât acela de mecenat, de susținerea lui
Cornelescu, cu siguranță că au discutat, probabil și amprenta ei se vede în traducerea noastră, dar în orice caz Cornelescu nu a avut o astfel de echipă, ceea ce înseamnă un mare minus. Oricât de bun ar fi un traducător, este totuși o singură minte, oricât de limpede, la un moment dat s-ar putea să joace feste. Deci asta s-a întâmplat la nivelul microechipei de doi cercetători. Textul rezultat a mers mai târziu la un revizor literar, da? Care a citit, nu având textul original în minte, ci textul, produsul finit. Cum sună asta în limba română? Evident, au fost discuții la un moment dat când existau situații mai dificile asupra cărora cei doi revizori nu se puteau pune de acord. Toate aceste chestiuni erau aduse în fața comitetului de revizori, care însemna practic toată echipa adunată. Aveam întâlniri uneori săptămânale și am discutat foarte mult pe textele Noului Testament și ale Vechiului Testament. Și apoi, când totul era finalizat din punctul acesta de vedere, textul mergea și merge în continuare la un comitet pastoral, formant din reprezentanți ai celor patru biserici pe care le-am pomenit mai devreme. Sunt și specialiști, dar ei citesc textul din perspectiva bisericii, din perspectiva receptării textului în biserică. Cum sună asta pentru biserică? Da? Cum sună în lectura liturgică, dacă citești cu voce tare? Da? Pentru că trebuie să sune bine și atunci, nu doar când citești la tine acasă, în studiul individual. Și abia după această ultimă validare, textul a mers la tipar, în cazul Noului Testament, pe care îl și am aici în față. Avem deja două ediții. În 2019 amândouă apărute, una broșată, una cartonată, pe care o avem aici. Și pe Tateuhul, dar vom vorbi probabil mai târziu despre asta. Deci cam acesta a fost în mare procesul, care a durat, iată, de ani de zile și care încă durează. Deci am înțeles că există un comitet de revizori. Comitetul acesta de revizori este constituit din toți cei care sunt implicați în revizuirea traducerii. Există echipe de revizori care primesc ca și sarcină anumite revizuirea unei cărți din Sfânta Scriptură, și există revizor literar, și după aceea am înțeles că există și un comitet pastoral. Cu alte cuvinte, de la specialist în limba greacă ebraică, specialiști în limba greacă și ebraică, se trece la partea de limba română și după aceea se vede impactul pe care această traducere și limbajul folosit îl va avea în comunitatea mediu eclezial. Ați spus că au fost două proiecte aici. Primul proiect este traducerea Noului Testament. Și al doilea proiect... Da, nu este numai decât un proiect diferit, este continuarea proiectului. Noi, până în cele din urmă, dorim să scoatem toată Biblia, nu doar Noul Testament. Ne-am ocupat într-o primă fază de Noul Testament. E lesne de înțeles de ce am vrut să-l avem scos. Apoi am scos ediția pe lot a Pentateuhului. Seamănă, dar apare aici Biblia Pentateuh, EDCR, că eram dator cu explicație ce înseamnă EDCR, ediția Dumitru Cornelescu revizuită, EDCR, mai simplu. Și acum se lucrează la Vechiul Testament în continuare. Urmează să fie publicate pe platformele online ale Bibliei, cum ar fi e-Biblia sau YouVersion sau altele. Tot ce se finalizează, da, va fi încărcat și în platformele online. Urmează să fie încărcați profeții mici. În cele ce urmează sunt gata, au trecut de toate... testele și acum urmează să fie încărcate. Deci nu sunt două proiecte, e același proiect, numai că deocamdată cam atât am reușit să scoatem pe piață. Și planul este ca să fie tipărite aceste, să le numesc fascicole, părți din Sfânta Scriptură, în mod independent și ulterior să fie pus împreună întreg textul Scripturii, Vechiul și Noul Testament, sau care ar fi... Nu, după cunoștința mea, nu. Adică Noul Testament l-am publicat separat și spuneam că e lesne de înțeles de ce este textul nostru în care citim, predicăm, care ne vorbește despre Hristos. Apoi Pentateuhul constituia, să zic, o unitate oarecum de sine stătătoare și am vrut să fie și un fel de pregustare a proiectului pe Vechiul Testament. Nu aveam nimic pe Vechiul Testament publicat până la Pentateuh. De acum încolo tot ce se va publica, se va publica în regim online, da, pe platforme, până ce va fi gata proiectul și va fi publicat.
Acum, dacă tot m-ați întrebat, nu știu sigur ce se va face cu Cartea Psalmilor. Dacă va exista o ediție cu Noul Testament și Psalmi, așa cum mai circulă uneori, la asta nu m-am gândit, deci n-aș putea să vă zic. Însă cei care citesc Biblia în mediul online, cu siguranță vor avea acces la cărțile Vechiului Testament pe măsură ce acestea vor fi finalizate. Deci, acum ar avea la dispoziție Noul Testament și Pentateuhul. Se pot chiar acum căuta acolo. Ați vorbit despre revizuirea ortografică și chiar lexicală. Care sunt aspectele pozitive ale acestei revizuiri sau acestor revizuiri, dacă le luăm separat, ortografică și lexicală? Care ar fi aspectele pozitive? Deci, după cum spuneam, ne referim acum strict la revizuirile de până acum, cele pe care au fost introduse în edițiile pe care le folosim îndeopște cu toții, pentru că nu mai are nimeni acum o ediție ca cea din 24 exact, nu cred că mai există. Toate sunt revizuite ortografic. După 90, tot ce s-a tipărit cu revizuiri, după știința mea. Modificările pozitive, cum spuneam, țin de ortografie. Au fost întreptări, adică există niște norme actuale privitoare la felul în care se scriu cuvintele. Nimeni nu mai spunea trimis, cum spuneam, și spuneam trimis, da? Veșnic, veșnic, mulțumesc, mulțumesc, sunt cu sunt și așa mai departe. Acestea sunt modificările pozitive. În lista celor negative însă mi-am notat mai multe și trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să le punctăm. Nu știu dacă tot acum sau... Da, da, putem să continuăm cu cele negative, dacă tot... Deci, în mare aș zice că ceea ce s-a făcut, s-a făcut bine. Dar sunt și mici scăpări, cum spuneam, datorate, în primul rând, din faptul că nu a existat o coordonare a acestor revizuiri, deci n-a știut stânga ce a făcut dreapta, o entitate de ce a făcut cealaltă. Și atunci textele diferă. Doi la mână, cei care au făcut revizuirile nu s-au uitat, din câte îmi dai o seama, în textele originale, poate n-au avut nici competențe în domeniu, ci s-au uitat strict pe textul cornelescean, și l-au îndreptat, în unele cazuri, poate în mod hilar, dar greșit în orice caz. De exemplu, la un moment dat, unele cuvinte au fost corectate în mod, de fapt, greșit, ortografic chiar. Era forma urcior, care este forma corectă, și a fost pusă forma ulcior, care este greșită. Deci, în Cornelescu vechi era forma corectă. Apoi, avem ratarea unor modificări necesare, mai ales la nivel gramatical. Avem aici chestiuni care țin de acordul între subiect și predicat. Da? Stătea mama lui și sora mamei lui. Stăteau, ar fi fost corect, dar asta nu s-a revizuit gramatical. Acordul cu genitivul suferă de cele mai multe ori. Dar și la nivel, spuneam, ortografic. Încălțămintelor a rămas, deși încălțăminte n-are formă de plural. Sorți în loc de sorți, secere în loc de seceră, îngăduiește în loc de îngăduie. Deci, atât, nici măcar această zonă a ortografiei nu a fost acoperită în mod satisfăcător. Și apoi sunt modificările lexicale. Astea sunt cele mai importante. Lexicale, adică schimbări, modificări de cuvinte, care nu sunt cele mai potrivite. Și să vă dau câteva exemple. Unele n-au fost necesare și totuși au fost făcute, dar unele au fost făcute și au fost făcute greșit. Aș începe cu exemplul din Vechiul Testament, acolo unde avem la sedierea cetății Erihon o funie de fir cărămiziu, citim astăzi. Dar modificările cele mai problematice le-aș vedea pe cele la nivel lexical, cele care presupun înlocuirea unor termeni cu alții noi. Această înlocuire uneori s-a făcut din motive ortografice, deci revizorii au crezut că e un cuvânt scris greșit pe care el corectează și l-au înțeles greșit și au pus cu totul altceva. Alte ori a fost o modificare din dorința de a reda printr-un termen mai actual. Să luăm prima categorie, avem în narațiunea despre asedierea cetății Erihon, o funie buclucașă care apare în edițiile actuale, funia de fir cărămiziu. Cărămiziul este culoarea cărămizii. Da? De ce? Eu totdeauna țin minte când eram mic și mă uitam la Bibliile ilustrate pentru copii, vedeam o funie roșie, foarte roșie, și mă gândeam, măi, dar ăștia care au desenat, n-au citit Biblia niciodată, e cărămiziu, culoarea cărămizii, ceva spre portocaliu mai roșiatic sau, la niciun caz, roșu aprins, n-are cum. Și mă gândeam ce fel de ilustratori au fost aia dacă n-au citit vreodată din Biblie. Eu știam Cornelescu, evident. Cam mai târziu să aflu că în Cornelescu din 24 aveam funea de fir cărmăziu.
care este o formă arhaică a lui cârmâziu, culoarea cârmâzului, care cârmâz este un roșu aprins, în realitate, carminul, da? Culoarea carmin, cârmâziu, roșu aprins. În urmare, revizorii, citind cârmâziu, au înțeles că cărămiziu și cărămiziu a rămas până ziua de astăzi. Toți copiii știu de funea de fiu fir cărămiziu. Apoi, un alt exemplu, în cartea, de data asta, în cartea lui Ezechiel, acolo unde profetul are viziunea din Valea Oaselor, în Cornelescu vechi apare formularea de felul următor, că după ce oasele s-au adunat la oaltă, le-au crescut vine, da? Și mai departe, mă rog, țesut piele și s-a transformat într-o oștire de oameni vii. În Cornelescu pe care îl avem noi, edițiile acestea revizuite ortografic, le cresc venele direct pe sistemul osos. De ce? Pentru că acest vine este un plural arhaic pentru vene, iată că în Deșteaptă-te Române, cu focul vostru în vine, în vene, adică, da? Dar tot vine este și pluralul de la vână, care este vâna de bot, tendon, adică. Prin urmare, în mintea lui Cornelescu și în textul original, că după ăsta mergem, nu explorăm ce a fost în mintea lui Cornelescu, ci vedem ce a vrut el să traducă, pe acel schelet au crescut, mă rog, mai întâi tendoanele, vinele, adică tendoanele. Ori acești revizori au pus, le-au crescut venele, vase sangvine, care înseamnă cu totul altceva. Apoi, într-un alt context, de prin Ioel, linurile au devenit lanurile, linurile erau pline în sensul că erau pline cu linul fiind un vas din piatră, din diferite materiale, în care se storceau strugurii, au devenit lanurile, care sunt cu totul altceva și multe alte exemplu de acest fel. Aceste greșeli se datorează, cred eu, faptului că acești revizori nu s-au uitat în original atunci când au operat aceste modificări și, din păcate, aș zice, nu s-a uitat nici măcar într-o altă traducere modernă, care poate ar fi adus cât de cât puțină lumină, ci pur și simplu au luat textul acesta pe care l-aveau înaintea ochilor, Cornelescu vechi, și au încercat să modifice acolo cum s-au priceput și ei mai bine. Dar, din păcate, rezultatul nu este cel mai promițător. Am vorbit despre proiectul EDCR, am vorbit despre ce înseamnă revizuire, retraducere, traducere. Am trecut puțin în revistă care sunt aspectele pozitive ale revizuirii ortografice și lexicale, aspectele negative, cum au rezultat ele. Care sunt principiile după care ar trebui să se facă o traducere? Dacă puteți să ne dezvăluiți puțin din culise, să zic așa, care sunt principiile după care se face o traducere și după care lucrați. Bun, acum trebuie să spunem că noi n-am făcut o traducere, am făcut o revizuire. E o diferență de la cer la pământ. Dacă ar fi să vorbim despre traduceri, atunci ar trebui în primul rând să vorbim despre o filozofie de traducere. De aceea, în alte limbi, în limba engleză, spre exemplu, avem versiuni multiple. Unele sunt mai literale, adică își propun să păstreze cât mai mult din forma textului original. Și probabil ascultătorii se gândesc, păi nu e așa, e mai bine? Da și nu, pentru că unor formulările din original îți creează dificultăți. Ar fi o Biblie mai degrabă de studiu, dar nu una pentru lectura liturgică, pentru că n-ar suna foarte bine în limba țintă, în limba română, de exemplu, în cazul nostru. Apoi există traduceri foarte dinamice, foarte parafrazate, chiar care își propun nu atât să redea cuvânt cu cuvânt cât se poate originalul, ci să înțeleagă sau să extragă înțelesul și să-l ofere pe limba contemporanilor. De aceea acest soi de traduceri uneori șochează, pentru că parcă nu mai au nimic sacru, acea sacralitate, acea vechime, acel miros de epocă al cuvintelor. Și undeva la mijloc sunt acele traduceri mai dinamice, care își propun să păstreze cât mai mult din literalitate, dar în același timp să fie și literare, să sune și bine. Asta despre chestiuni care țin de traducere. Acum, revenind la subiectul nostru, la revizuire, aici au fost cu totul alte, niște obiective puțin diferite, criterii puțin diferite. Primul a fost, bineînțeles, fidelitatea față de textele originale. Mi-e drag Platon, dar mai drag mi-e adevărul, da, știm proverbul acesta. Ne este drag Cornelescu, dar mai drag ne este textul original.
În cazul revizuirii noastre, asta a presupus o aliniere a textului la textele originale. Aici fac o paranteză, în anii 30, Societatea Biblică Britanică, cea care deține drepturile de autor asupra traducerii Cornelescu, și-a dorit o revizuire din temelii de tipul cele pe care o facem noi astăzi, și Cornelescu însuși s-a propus să o realizeze. Existau încă din epocă ecouri conform cărora Cornelescu s-a inspirat poate prea mult din traduceri moderne, lui Segond, de exemplu, am găsit și situații cu King James, așa, și pentru că avea acces la engleză, germană, franceză, citea. Deci, fidelitate față de original, Cornelescu a avut un text de tip din tradiția textului bizantin, mai îmbogățit, cu mai multe adaosuri. Noi am folosit textul Critic Nestle Alan, de ediția 28-a pentru Noul Testament, și Biblia Hebraica Stuttgardensia pentru textul masoretic al Vechiului Testament, și Septuaginta, ediția de la Stuttgart 2006 pentru partea de Septuagintă. Nu intru acum în detaliu, probabil că ar trebui să explicăm destul de mult ce înseamnă asta. În urmare, fidelitate față de original. Întotdeauna am confruntat cu originalul. Acolo unde Cornelescu a urmat lecțiuni bizantine ale textului liturgic și vedem că are un adaosuri față de textul critic, am păstrat acele cuvinte, dar am marcat corespunzător prin niște paranteze drepte, astfel încât cei care au acces la original să știe că ce apare între paranteze drepte cel mai probabil reprezintă un adaos ulterior și că nu ține de textul original prim, să zic așa. Apoi am avut fidelitatea față de traducerea Cornelescu, pentru că fiind o revizuire, noi am vrut să sune cât mai mult a Cornelescu. Apreciem foarte mult ceea ce a făcut Cornelescu, iubim traducerea Cornelescu, prin urmare am încercat ca tot ceea ce propunem să ducă în cele din urmă la păstrarea stilului cornelescian oriunde a fost posibil. Aceasta s-au întâmplat situații în care știam că e nevoie de modificare, ne uitam la ceea ce avem, la oferta lexicală, și ne chinuiam să găsim acel cuvânt care nu doar să fie fidel originalului, ci să și sune a Cornelescu. Dacă nu suna a Cornelescu, poate un pic arhaic pe alocuri, nu-l foloseam, chiar dacă el era unul dinamic sau exprima bine ceea ce aveam în original. De aceea eu sper că produsul finit este unul plăcut la lectură. Nu e nimic țipător, strident. Un cuvânt vechi de la Cornelescu și vreo trei noi de ale noastre super contemporane, ca să spun așa. Unde s-a impus însă noirea limbajului, spuneam că am folosit acești termeni care se încadrează în registrul stilistic cornelescian. Un alt obiectiv pe care l-am avut în vedere a fost înnoirea vocabularului biblic, evident, într-un astfel de demers. Cuvinte arhaice au fost înlocuite cu echivalenții moderni. Avem termeni consacrați sau tehnici, cum ar fi centurion, n-am mai lăsat sutaș, pretoriu, procurator și așa mai departe. Toți acești termeni trebuiau să fie aduși, aliniați la realitățile așa cum le înțelegem astăzi. Și am mai avut și situații când Cornelescu traduce prin același cuvânt doi termeni din original, cum ar fi cazul lui putere, care îl traduce în limba română și pe dynamis, care într-adevăr înseamnă putere, și pe exousia, care înseamnă autoritate. Prin urmare, noi am făcut distinția asta în traducere. Mm-hmm. Știu că e o întrebare acum legat de un alt termen, dacă tot ați folosit exemplu acesta, termenul cunoaștere sau a ști apare în Noul Testament prin diferite, în greacă, în diferiți termeni. Nu știu dacă ați întâmpinat sau ați trecut, ați tradus în moduri diferite sau nu. Nu am acum proaspăt în minte exact acest aspect, dar cu siguranță, oriunde a fost posibil, am făcut aceste, am operat aceste modificări menite să-l ajute pe cititor să aibă o imagine de ansamblu asupra ceea ce presupune originalul. În alte situații, am încercat să folosim termeni din aceeași familie lexicală, aceeași familie de cuvinte, acolo unde aveam cuvinte tot așa, dintr-o familie lexicală în original, cum este cazul lui dicaiosiune, dreptate, tradus prin dreptate, și avem adjectivul dicaios, tradus prin drept, nu neprihănit, dicaio, ca verb, a îndreptății l-am pus, nu a socotii neprihănit, care oricum este în sintagmă, nefericit să traduci un termen printr-o sintagmă, da? Așa. Apoi dicaiosis, îndreptățire, dicaioma, hotărâre dreaptă și așa mai departe. Deci am încercat ori de câte ori s-a putut să
păstrăm, să indicăm cititorului că și în original există un grup, o familie lexicală de acest fel. Strict în cazul cuvântului sau familie lexicale a termenului a cunoaște sau cunoaștere, nu am acum problema asta, dar mă pot interesa oricum și să căutăm. Deci, câteva principii ați enunțat până acum, fidelitate față de original, fidelitate față de traducerea Dumitru Cornilescu. Da, pe care o revizuim, doar nu o retraducem. Da, deși era mai simplu. Unii au zis, păi bun, de ce dacă tot... Unii ne-au zis chiar cu o brăznicie, dacă sunteți atât de deștepți, dacă există aici, apropo de titlul emisiunii noastre, da, de acea inerție în abordarea chestiunii, dorința de a nu modifica nimic, și ne-au spus, dacă toți sunteți atât de pricepuți, de ce nu ați făcut voi o traducere nouă? Răspunsul nu este pentru că nu suntem atât de pricepuți, răspunsul este o traducere nouă ar fi mai ușor de făcut, pentru că n-ai avea nicio constrângere, nicio încorsetare. Ai fi liber ca pasărea cerului să produci un text după o anumită filozofie de traducere, da, să fii mai dinamic, să fii mai literal, să fii așa, dar ar fi fost mai simplu, nu te dai socoteală nimănui. Aici, exact cum spune cântecul, Cornilescu să ne judece, dar el ne judeca. Trebuia să producem ceva care să sune a Cornilescu și a fost mult mai greu. Era o retraducere, o muncă pe textele originale și frustrarea uneori că nu poți să încadrezi foarte bine aceste concepte, că nu sună a Cornilescu. Dar ceea ce a rezultat în cele din urmă, cred eu că este ceea ce trebuie. Legat de limbajul actual, ați vorbit și despre un alt principiu, era acel al limbajului contemporan, sau nu știu cum l-ați formulat. Înnoirea vocabularului. Da. Aici cred că sunt o întreagă dezbatere de ce alegi un termen sau altul. Cum ați ales termenii aceștia mai noi? Adică, știu, în perspectiva celor două principii, fidelitatea față de textul original și fidelitatea față de Cornilescu, și înnoirea cumva este în perimetru acesta. Cum ați ales termenii? Ați mers foarte contemporan? Nu prea mult. Da, ideea era să facem o revizuire serioasă care presupune, nu-i așa, o aducere la zi a limbajului. Ceea ce ne dorim noi este ca un cititor mediu binevoitor, cum l-am numit noi de astăzi, care ia în mână ediția Cornilescu, chiar dacă nu este din mediul evanghelic, să înțeleagă ceea ce citește, să fie lucrurile foarte clare. Prin urmare, această înnoire a vocabularului a primat. Însă, după cum spuneam, da, întotdeauna a trebuit să fim atenți să fie din același registru stilistic. Asta nu înseamnă numai decât folosirea unui arhaism, ci a unui termen care să sune bine în context. Aceea avem specialiști, revizori, literari care tocmai cu asta se ocupă. Au fost și cel puțin o situație, mi-aduc aminte, comică în felul ei, în care ne chinuiam la comitetul de revizori să găsim un înlocuitor bun care și să sune a Cornilescu. S-au propus atunci nenumărate variante, nu mai țin minte care era termenul respectiv, și în cele din urmă, după multe dezbateri, multe discuții, unul dintre noi a venit cu o propunere și a zis: cred că termenul ăsta e bun, că uite, e destul de fidel, da? Și sună foarte bine a Cornilescu. Și toți au zis, da, asta e. Și când se face modificare, ne-am dat seama că ăla era chiar termenul de la care am plecat, din Cornilescu vechi. Și am zis, uite, am ajuns de unde am plecat, și în cele din urmă am ajuns la concluzia că cea mai bună variantă era să păstrăm totuși respectivul termen. Era destul de bine înțeles, nu era chiar un arhaism, da? Și în al doilea rând, el exprima iarăși destul de bine originalul și până la urmă nu l-am mai modificat, ci a rămas același, dar a fost un moment așa destul de comic. Am încercat întotdeauna, ca un alt principiu, să fim foarte conciși în redarea textului, foarte clari, să existe cursivitate, unele fraze mai lungi, mai ales de prin epistole, au fost sparte, să zic așa, în unități mai mici, care să fie mai ușor de urmărit, mai ales în lectura publică, lectura liturgică. Consecvență, spuneam mai devreme, eufonie, muzicalitate, ne-am propus, am citit pentru asta textul cu voce tare, să sune bine, să fie muzical, să nu sune strident, să nu te încorseteze în citirea publică, de exemplu, să fie muzical. Și inovații sunt și la nivel grafic, dar poate vorbim, dacă mai este timp, și despre asta. Da, putem să vorbim chiar acum. Deci și la nivel grafic ați făcut ceva inovații pe proiectul acesta. Și care au fost acestea? Ce anume în plus ați adus? Eu am o Biblie aici, Cornilescu, dar e o Biblie de studiu care arată foarte... Putem compara. Nu cred că se vede. În orice caz,
Sunt câteva modificări și începe în primul rând cu faptul că textul este acum pus pe o singură coloană, nu mai sunt cele două coloane. Aici din era pus pe două coloane. Da. Din mai multe motive. Unul dintre ele este acela că am făcut și separarea, sau mă rog, dispunerea textului în paragrafe. De exemplu, dacă vă uitați aici, versetele nu mai încep de la capăt, merg în continuare, dar versetul 25, de aici din Filipeni, capitolul 2, începe de la capăt cu paragraf. Asta îl ajută pe cititor să urmărească firul, ori al narațiunii, ori al epistolei, argumentativ, firul argumentativ, pentru că orice idee nouă va fi marcată printr-un paragraf nou. În Cornelescu vechi era totul curgea de la capăt, fiecare verset, nu puteai să urmărești așa ceva. Și un alt motiv pentru care am pus pe o singură coloană a fost acela că noi am redat textele poetice din Vechiul Testament, așa cum ar fi și cazul, sub formă de versuri. Și atunci, versificând sau marcând forma asta specială, aceste versuri nu puteau să încapă pe două coloane. Am aici o situație, de exemplu, în Matei, capitolul 10, un text mai micuț, dar sunt și situații în care sunt texte mai mari. Și la Vechiul Testament avem mult text poetic, text poetic ebraic, psalmii, dar și din poeți, din profeți, mă scuzați, foarte mult text este text poetic. Ori nu putea să fie, nu puteau să fie redate versurile decât sub forma asta. Deci paragrafarea, dispunerea textului pe o coloană, notele de subsol, am păstrat note de subsol strict, spunem noi, traductologice, adică acolo unde chiar s-a impus o precizare în plus ca cititorul să înțeleagă sensul, dar n-am intervenit cu note de tip exegetic, adică în care să îi indicăm cititorului cam cum ar trebui înțeles textul respectiv, sau note de tip note culturale despre anume. Nu, astea am încercat să nu le introducem. Prin urmare, există un aparat critic aici, dar sunt note care țin de traducere. Apoi, cum spuneam, textul poetic este redat ca atare, ca text poetic. Citatele din Vechiul Testament sunt redate cu italice, cu litera aldine, adică înclinate, astfel încât îți sare imediat în ochi ce anume este cu adevărat citat din Vechiul Testament și ce anume nu este citat din Vechiul Testament. Și în ediția asta pe care o am în mână am renunțat și la trimiteri, care încărcau foarte mult textul, nu ne permiteau să jonglăm în felul ăsta cu el și care de multe ori nici nu erau trimiteri reale. Am descoperit, mai trecând prin ele și mai tăind din ele, trimiteri care erau trimiteri la capitole care nu există în Biblie, gen capitolul 52, când o carte avea doar 20 de capitole, dau un exemplu, da? Și atunci, evident că acele trimiteri oricum nu și-aveau rostul. Deci cam astea ar fi chestiunile care țin de grafică. Eu sper să-l surprindă în mod plăcut pe cititor aceste modificări, pentru că, așa cum ziceam, ele chiar au menirea de a-l ajuta pe cititor să vadă textul poetic, să vadă apoi ceea ce este preluat din Vechiul Testament, să vadă sub formă de litere aldine. Aici ar fi o variantă în evrei, în prima parte, foarte drăguț, zic eu, arată textul în dispunerea actuală. Da. Credeți că notele, că trimiterile uneori chiar conduceau la o interpretare eronată, uneori, din textul celălalt? Da, din textul vechi. Nu am pus problema dacă trimitea spre o interpretare eronată, dar cu siguranță, în cele mai bune situații, trimitea către un text în care părea același cuvânt. Că de multe ori trimitele erau, deși întrebai de ce există trimiterea asta, că nu vedea nicio legătură, dar uneori, probabil, existau și astfel de legături eronate, care te puteau conduce către anumite interpretări eronate, pentru că noi știm că pentru ca o învățătură să fie cu adevărat biblică, ea trebuie să însumeze tot ce spune Biblia cu privire la acea învățătură. Ori unii încercau să facă asta nu răsfoind cu trudă toată Biblia, cum știa un presbiter din zona Botoșanului, de unde vin eu, care efectiv la un moment dat a citit Biblia doar ca să vadă de câte ori apare un anumit termen. Și a citit-o la rând ca să facă studiu biblic pe un termen. Așa ceva oamenii nu prea mai fac. Evident, astăzi avem la un click distanță, concordanță, avem tot ce ne trebuie, putem să căutăm, însă unii și-au formulat, să zic așa, teologia pe baza trimiterilor și pe baza concordanței biblice, care și aceea dădea rateuri uneori în forma pe care o aveam. O ediție, nu mai știu care, a făcut un amestec între cuvântul soartă și soacră. Probabil că știți povestea, astfel încât a apărut cuvântul cu S punct, încredințează-ți S în mâna Domnului, încrede-te în el și el va lucra, doar că era pus la cuvântul soacră și se înțelegea încredințează-ți soacra în mâna Domnului, nu soarta în mâna Domnului. Deci astfel de accidente hilare, să zic.
Mai avem doar puțin timp la dispoziție și aș vrea să vă întreb totuși, atâta muncă pentru traducerea sau revizuirea unei traduceri, la ce ajută? La ce ajută o nouă revizuirea? Și să rămâne la revizuire, nu vorbim de traducere. La ce ajută această revizuire? Eu zic că ajută exact la ceea ce a ajutat și traducerea făcută de Cornelescu la vremea lui. Vedeți, el a fost mânat de ideea de a pune un text într-o limbă modernă, să fie înțeles. Astăzi, de exemplu, vă dau un singur exemplu de termeni care s-au resemantizat. Într-o sută de ani, ori au dispărut ca arhaisme și astăzi nu mai sunt percepute decât de noi, cei care avem habar de Biblie, dar un adolescent de pe stradă n-ar mai înțelege. Dacă citești despre slăbănog, el o să înțeleagă că e un fel de invectivă cum strigă prin curtea școlii. Băi, slăbănogule, adică ești foarte slab. N-are nicio legătură cu paraliticul din pildă, da? Sau, de exemplu, în cartea Apocalipsa, în capitolul 3, în mesajul către biserica din Laodiceea, apare acolo, tu spui, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că, de fapt, ești la polul opus, printre care apare și cuvântul, ajutați-mă un pic, sărac, orb, gol, ticălos. Asta este termenul pe care îl căutam, ticălos, da? No, dacă întrebi astăzi un om ce înseamnă ticălos, îți va spune că este un om malefic, un om rău, un ticăloșie, sistem ticăloșit, știm cu toții cum este folosit termenul ticălos. Bine, dacă așa înțelegem contextul acesta din Apocalipsa, capitolul 3, textul nu mai înseamnă nimic. Adică aici mesajul Domnului este următorul. Tu spui, sunt bogat, m-am îmbogățit, dar de fapt ești un ticălos. În ce consta ticăloșia acestei biserici sau acestui conducător de biserică? În vremea lui Cornelescu, ticălos însemna cu totul altceva. Însemna un om vrednic de milă, un om căruia îi plângi de milă. De aceea avem în textele vechi, o, ticăloase suflete al meu, cum mă voi eu înfăpțișa înaintea Domnului și așa mai departe. Lamentați de acest fel. Deci ticălos însemna vrednic de milă. Și uitați ce frumos acum, ce semnificație frumoasă are acum textul. Da? Tu spui, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă, dar în realitate ești vrednic de plâns. Da? Ești orb, gol, nu vezi, ești vrednic de milă, vrednic de plâns. Vedeți? Termenul a rămas la fel. El se folosește și astăzi, dar și-a schimbat sensul, s-a resemantizat. O astfel de revizuire este necesară tocmai pentru că ne dorim să prezentăm sau să punem la dispoziția cititorilor, a credincioșilor noștri, un text care să fie înțeles corect, da? Și să fie cât mai aproape de original. Mai avem doar câteva minute din această emisiune. A fost interesant să intrăm puțin în culise și poate că unii dintre ascultătorii noștri au început de-abia acum să vadă ce bogăție și ce frumusețe au în mână, că de fapt Biblia nu e așa o chestiune foarte simplă, ci traducerea ei, textul ei este extrem de important. Dar înainte de a încheia, vreau să ne spuneți puțin și despre un eveniment pe care ați fost parte în organizare și ați publicat și ați o carte, un volum colectiv legat de aniversarea Bibliei Cornelescu, 100 de ani, Ceteranu Cornelescu. Da, într-adevăr, după cum ați spus și dumneavoastră la începutul emisiunii, de-a lungul anului 2021 s-au organizat mai multe astfel de manifestări științifice și cu temă religioasă dedicate centenarului Bibliei Cornelescu, da? Ca să fim foarte clar. Un astfel de eveniment a avut loc în județul Suceava, la Dumbrăveni, a fost organizat de Centrul Cultural din localitate, o organizare impecabilă, am fost surprins să văd asta, surprins în mod plăcut, și acolo au fost prezenți reprezentanții bisericilor evanghelice pe zona Moldovei, deci toți președinții de comunități regionale ar fi în termen pentecostal, acolo prezenți, inclusiv purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, a avut un text foarte bun, o prezentare bună, un reprezentant al mediului academic, teologic, academic și, bineînțeles, pastori, oameni care au fost sau sunt implicați într-un fel sau altul în zona asta a Bibliei, a predicării sau chiar a traficului de Biblie. A fost un domn în vârstă, emigrat între timp în Germania, care ne-a povestit cum făcea trafic de Biblie. Foarte frumoasă mărturia. Toate ce s-au fost adunate și editate, sunt editorul acestui volum,
împreună cu domnul Gheorghe Vatamanu, într-un volum apărut la editura Pleroma, editura Institutului Teologic Pentecostal, și sunt niște mărturii foarte frumoase, chiar ar merita cunoscute, despre viața lui Cornelescu, despre traducerea lui, despre impactul în istorie și impactul de astăzi. Deci, cu alte cuvinte, așezarea lui Cornelescu și a traducerii pe care a făcut-o în contextul vremii, o cunoaștere a omului, dar, a textului, dar și a omului. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vreau să vă încurajez și pe dumneavoastră, cei care ați urmărit această emisiune, să nu uitați că e foarte important interacțiunea noastră cu textul. Înțelegerea textului este fundamentală pentru interpretarea pe care o avem și pentru trăirea noastră creștină, frumoasă, în voia lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu în această lume. De aceea vă sfătuiesc să alegeți, să comparați, dacă aveți mai multe traduceri, pentru a înțelege mai bine Sfânta Scriptură, și mulțumim și celor care se ostenesc pentru traducerea într-un limbaj actual a textului Dumitru Cornilescu, traduce Dumitru Cornilescu, pentru a facilita să nu mai umblăm după mai multe traduceri, a compara mai multe texte, ci a ne ajuta în felul acesta. Vă mulțumesc pentru participare în emisiune și vă doresc și dumneavoastră o seară bună și fie ca această carte să stea la temelia vieții noastre, să o citim și să o practicăm în fiecare zi. O seară bună, la revedere!